Slăviți să fie Domnul! Amin! Dacă nu este prea mult, haideți să ne ridicăm picioare. Nimic nu-i la întâmplare. Amin! Un cuvânt care se află în Evanghelie, în Cartea lui Dumnezeu, în Luca, capitolul 19, versetul 1, la versetul 10, pagina Bibliei, traducere Cornilescu, 1014, cuvântul Domnului spunea astfel. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate și un om bogat numit Zacheu, mai marele vame și-l căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns în locul acela, s-a ridicat ochii în sus și a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și a primit cu bucurie. Când a văzut lucrul acesta, toți cânteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă a năpustit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și El este un fiu al lui Avram. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască cei la pierduri. Amin. Vă rog să vă rog. Mulțumim lui Dumnezeu pentru bunătatea și îndurarea care și-o arată față de voi. Pentru ceea ce am lăudat până aici pe Dumnezeu și dorim ca Dumnezeu să ne vorbească în continuare. Amin. Mie mi-a vorbit Domnul foarte mult până aici prin cântările de laudă, pentru tot ce s-a făcut până aici. Mie mi-a vorbit Dumnezeu. Știți ce mi-a vorbit Dumnezeu? Mi-a dat un impuls că trebuie să mă duc înainte. Aleluia! Și am realizat că chiar dacă cu frații aceștia ne vedem pentru prima dată, așa va fi și în cer. Vom fi cu oameni, cu frați, cu surori, care ne vom vedea pentru prima dată. Și cântarea aceea nouă, vom cânta-o toți la fel. Asta face Duhul lui Dumnezeu. Asta adeverește că însuși Duhul adeverește că suntem copii al lui Dumnezeu. Însuși Duhul vostru cu Duhul nostru adeverește că suntem copii al lui Dumnezeu. De ce mă rog ca Dumnezeu să ne întărească pe fiecare în parte și să facă Dumnezeu să mângâie orice inimă și după masa aceasta. Fie că ne ascultă live prin intermediul internetului sau fie pentru noi ce prezență aici. Dragii mei, aș vrea să vorbesc despre două lucruri, despre doi oameni, despre unul pe care nu l-a osândit inima. Este un lucru foarte important să nu te osândească inima. Dacă inima nu te osândește, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Iisus a trecut prin Ierihon și s-a întâmplat două minuni. Minunea era în felul următor. Pe unul striga după Dumnezeu, după Domnul Iisus, pentru că nu-l răzângea inima. Și striga tare. Celălalt, Zacheu, despre care am citit, spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta n-avea putere să strige din pricina păcatului, din pricina lucrurilor, dar dorea să se întâlnească cu el. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că ce omul acesta, orbul Bartimeu, pentru că nu l-o sântea inima, Iisus a trecut prin Ierihon. Era adevărat. Era îmbulzit din mulțime, din orod. Fiecare avea câte ceva vrea să-i spună lui Iisus, fie de copii. Și să în împrejurare, una dintre mame era interesat cu Domnul Iisus ca să să-l așeze pe copii, unul la dreapta și unul la stânga. Și Domnul zis că lucrul acestea nu au terminat de bine. Alții erau interesați, aveau bolnavi. Se gândeau, trece Domnul pe aici, cine știe când mai trece și dacă se mai întâmplă minunea? Ucenicii îi făceau cumva coloar Domnului. Adică, din îmbulzirea, din ceea ce era, îmbulzit de oameni, de mulțime, îi făcea coloar. Orbul era interesat, auzise că despre Iisus, că a făcut contra medicinei un lucru și omul acela și-a căpătat vederea. Pentru că asta face Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna face parcă contra lucrurilor noastre. Dar le face bine.
Și spune cuvintele lui Dumnezeu că ce-a luat tină la noi un fir de păr câteodată de la gen, dacă carne cumva, tot dăm până iese și parcă e greu. Dar dacă dăm cu tină, e o problemă foarte mare. Medic, posibil ambulanța, repede. El a făcut diferit. A scuipat, a făcut tină și a făcut o cremă, o alifie specială. Tu ești dintr-un pământ, dintr-o alifie specială. Aleluia! Ești creatura lui Dumnezeu. Domnul a făcut pe om după chip și asemănarea lui. Tu ești făcut dintr-o alifie specială. Și spune cuvintul lui Dumnezeu că când a făcut alifia aceasta, l-a uns la ochi și l-a trimis să se spere. Și după ce s-a spărat, l-a întrebat, vezi? Și a spus, văd. Știți care este problema noastră cea mai mare? Că mulți dintre noi nu vedem. Dacă am vedea din slușit, am vedea lucrările lui Dumnezeu, minunile lui Dumnezeu. Cu poporul lui Dumnezeu, evreu, cu poporul Israel. Asta s-a întâmplat cel mai rău. Că ei măcar aveau ochi, dar nu vedeau. Măcar că aveau urechi, dar n-auzeau. Pentru că spune Domnul Iisus Hristos, măcar că vedeți cu ochii, dar nu vedeți. Măcar că auziți cu urechile, dar n-auziți. Ca nu cumva să vedeți cu ochii, să auziți cu urechile și vă torceți unde? Cu inima la Dumnezeu. Asta este important pentru noi, dragii mei. Însă spune cuvintul lui Dumnezeu că omul acesta, Zacheu, avea un singur lucru, a auzit despre Iisus. Și a început, ce se întâmplă? A auzit o călăgie mare. Trece Iisus prin Erihon. Și la un moment dat, omul acesta începe să strige, Iisuse, fiule David, ai milă și de mine. Știți, ucenicii a spus, mai încet, nu mai striga așa de tare, pentru că omul care nu-l osândește inima, care nu-l osândește sufletul, în care nu este păcat, poate să strige tare la Dumnezeu. Pe când dacă este un păcat, dacă este un lucru în viața noastră, în trupul nostru, atunci, spune cuvântul lui Dumnezeu, păcatele voastre, punuzit de despărțire între mine și voi, ai strigat la Domnul, dar ai rețineri. Și nu mai ai putere ca să strigi la Dumnezeu. Omul acesta n-avea nicio reținere. În momentul când ucenicii i-au spus să tacă, să vorbească mai încet, spune cuvântul lui Dumnezeu că el a strigat și mai tare. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și Iisus se întoarce spre el. Ce vrei să-ți fac? Nu e așa că nu te osândește inima, că nu te osândește sufletul. Când Domnul te trece printr-o încercare, printr-o situație, când strigă la Dumnezeu un nenorocit, Domnul aude. El era un nenorocit, era un om care nu vedea, depindea de alții. Dar avea inima curată și striga la Dumnezeu și a spus, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și în momentul acela Domnul se întoarce, ce vrei să faci? Un singur lucru vreau să văd. N-am mai am nevoie de haine, că câteodată nici nu știu cum sunt îmbrăcat, cum mă îmbrac ăștia. Îmi dau hainele lor, le-au purtat ei înainte, nu le-au purtat, că noi avem tendința asta. Dacă nu mai ne pun nouă, îi dăm la vecinul sau la cineva, că nu ne mai se potrivește nouă. Mi-am luat noi alta nouă. Și nu știu cu ce haine sau cum umblu îmbrăcat. Alții, eu depind de alții, alții mă îmbracă. Alții mă duc, alții îmi aduce de mâncare. Eu nu știu ce se întâmplă. Dar vreau ca de acum înainte să văd personal și aș vrea ca să fac și eu ceva în urmă după ce văd. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul, fără nicio ezitare, fără să-i spune că ai păcat, fără să-i spune că cineva din neamul lui a păcătuit, îi spune capătă-ți vederea. Aleluia. Și omul acesta, după ce își capătă vederea, spune cuvântul lui Dumnezeu, începe să facă un lucru minunat. S-a dus după Iisus. A mers pe drum după Iisus. Știți care este problema și diferența la mulți dintre noi? Domnul ne face bine. Ne dă vedere. Ne dă mântuirea. Ne iartă. Dar uităm să mergem pe drum după Iisus. Și parcă drumurile noastre le facem și le coordonăm noi în așa fel cam cum credem noi că ar fi bine. Fie ca din ziua aceasta să înțelegem mesajul Evangheliei, mesajul lui Dumnezeu. Să mergem pe drum după Iisus. Amin? Amin. Că dacă mergem pe drum după Iisus, să știți, nu dăm greș.
Cine merge după Iisus, trebuie să se întâmple un lucru. Știți ce trebuie să se întâmple? Ceea ce a spus Domnul. Dacă vrea cineva să mă urmeze, să se repede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze când? În fiecare zi. Dacă vrei să mergi pe drum după Iisus, mai întâi lepădare. Dacă nu este lepădare, n-ai cum să pleci după Iisus. Și apoi este foarte important ce pui pe cruce. Pe cruce poți spune cei ce spune Faptele Apostolului, capitolul 10, spune cuvântul lui Dumnezeu, în Cezaria era un om temător. Tu poți să pui pe cruce să fii temător de Dumnezeu. Apoi, spune cuvântul lui Dumnezeu, împreună cu toată casa lui, făcea ce? Multe milostenii. Nu cum spune, multe milostenii. Făcea multe milostenii. Și apoi se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Acum, diferența la noi este, dacă vrem să punem ceva pe cruce, știți ce trebuie să punem? Cuvântul lui Dumnezeu și însuși Domnul Iisus a spus, bunătate voiesc, cum zice Domnul. Bunătate voiesc. Dacă vrei să pui ceva de o vreme ca aceasta, pune bunătate, pune dragoste. Pune roada Duhului, Galateni capitolul 5. Roada Duhului din este prima dată bucuria, pacea, de Luca arătare. Pune roada Duhului pe crucea pe care o porți. Dacă vrea cineva să mă urmeze, să se repede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Amin? Dar cum îl urmăm pe Domnul? Îl urmăm cu bunătate, cu credincioșie, cu iubire, în felul acesta? Sau credem noi că e bine oricum? Nu este bine oricum, dragii mei. Mă rog ca Domnul să ne ajute în direcția aceasta. Aleluia. Să fim niște oameni titanici a credinței. Aleluia. Atunci când ne rugăm înaintea Dumnezeu, atunci când chemăm prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu să facă minuni prin noi. Aleluia. Pentru că la asta ne-a chemat Dumnezeu, dragii mei. Apoi un alt lucru, dragii mei, un lucru foarte important. Diferența între Zacheu și între orbul Bartimeu este că pe ăsta o să dea inima. Dumneavoastră credeți că la voia întâmplării s-a dus că trece Iisus pe acolo? Nu! Fii sigur că a trimis oameni înainte să întrebe pe ucenici, s-a informat. Pe unde are să treacă Iisus? Pasajul este scris în conținutul mai scurt, dar spune că știa că are să treacă Iisus pe acolo. De unde știa? Că singurul care cunoaște gândurile era Domnul și este Domnul. Zacheu nu are de se cunoaște gândurile lui Iisus care să treacă pe strada aceea. Putea să treacă pe altă stradă. Dar s-a informat pe unde va trece Domnul. Și a spus că trece Iisus pe acolo. Știți care este problema? În momentul când a știut că trece Domnul pe acolo, se întâmplă lucrare foarte frumoasă. Omul acesta era rușine de ceilalți. De ce cauze era rușine? Pentru că exista un păcat între el și Dumnezeu. Știți ce? Cunoaște bine istoria aceasta, traversând granițele și ceea ce se întâmplă de multe ori, când ai ceva, știi, dacă vrei să treci și tu ceva la mai marele. Niciodată nu spune că nu-i personal, la cel care e acolo care te controlează. Deci avem pe cineva mai mare, pune și tu ceva în pașaport, acolo, sau pune ceva. Cunoaște bine situația aceasta, ce s-a întâmplat. Ca să poți trece și închidem și noi cu ochii. Ei, câte de acestea au fost acolo, dacă vă imaginați? De câte ori s-a întâmplat situația aceasta în care el să facă lucrul acesta? Și acum, pentru că inima lui l-o sândea, n-are curat să meargă înaintea Mântuitorului. Diferența între Zacheu și orbul Bartimeu. Ăsta strigă fără nicio pasiune, fără niciun motiv ca să oprească ceva, să spună, băi, ai grijă că și tu ai făcut ceva, nu? Ăsta strigă liber, are inima liberă. Cine are o inimă mulțumitoare, are o mare ospăț în casa lui. Ăsta are o inimă liberă și are un mare ospăț în inima lui. Ne se spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul când ăsta se urcă în duș și Domnul se duce și se oprește dreptul Domnului și acum se oprește la el. Când se uită la el, îi spune primul lucru. Dă de jos. Există un moment în viața noastră la fiecare dintre noi când ne-am urcat fără aprobarea lui Dumnezeu într-un loc unde nu trebuia. Și spune cuvântul lui Dumnezeu după masă aceasta, ne spune așa. Dacă te-ai urcat în locul în care nu ți-a spus Dumnezeu să te urci, dă de jos. Mai întâi trebuie să te dai jos de unde te-ai urcat, unde nu te-a pus Dumnezeu. Pentru că dacă nu te dai singur jos, te vor da alții. Dar tot te vor da. Însă cuvintele lui Dumnezeu spune felul următor, primul lucru care îi spune, Zacheie, dă-te jos. De grabă că astăzi trebuie să rămân în casa ta. Putea să rămână Domnul în casa lui și Zacheu să rămână tot fără mântuire. Însă Domnul i-a făcut oportunitatea aceasta, a vrut să vadă
inima lui Zacheu, dacă se face o schimbare, dacă se produce ceva în inima lui. Domnul Iisus poate trecut de multe ori prin casa ta, dar nu s-a schimbat inima. Domnul Iisus poate să treacă de multe ori prin casele noastre, dar poate inima a rămas la fel. Cine ne poate despărți de Dumnezeu? O inimă rea și necredincioasă. Tu poți să ai o inimă rea. Domnul Iisus încerce să treacă prin casa ta, dar degeaba, în zadar. Însă spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta, Zacheu, după ce intră Domnul în casa lui, spune cuvântul lui Dumnezeu că pasul, primul pas pe care face Zacheu, primirea, îl primește cu bucurie. Cum îl primești pe Domnul în casa ta? Că vine un frate la tine și zice, pacea Domnului. Aș avea nevoie, frate, scump, și eu de 20 de lire. Frate, să știi că avem probleme și noi și l-ai primit pe Domnul. Nu? Domnul nu vine cum credem noi izbind ochii. Domnul vine cum vrea El. Și trece Domnul prin casa ta și vrea să știe ceva de la tine. Prin cuvântul lui Dumnezeu că primul lucru pe care l-a făcut Zacheu avea o ospitaliere de oaspeți. L-a primit cu bucurie. Este un lucru foarte important, de multe ori primit, poate, musafiri sau prieteni, dar îi primit că n-avem ce face. Sau, probabil, i-a motivat păstorul sau învățătorul sau cineva dintr-o familie de credincioși, din adunare. N-are unde să doamne, băi, primiți-l la voi, că voi sunteți sigur că îi puteți primi, voi aveți mai mare loc în casă. Și cam asta ar fi motivația. Adică, primirea cu forța. Însă Zacheu, spune cuvântul lui Dumnezeu, avea un lucru foarte bun. L-a primit pe Domnul cu bucurie. Fie ca în inimile noastre să-L primim pe Domnul cu bucurie. Amin. Dacă primim pe Domnul cu bucurie, primim și frații. Primim și surorile. Și atunci când este nevoie să facem un bine, îl facem cu inima largă, cu bucurie. Lăudați să fie Domnul. Deci eu mă rog ca Domnul să ne ajute în direcția aceasta. Să putem face lucrarea aceasta cu multă bucurie și multă pasiune înaintea lui Dumnezeu. Amin. De aceea, cred din toată inima că Domnul ne va ajuta lucrul acesta. Dar trebuie să fim nici noi, nici neleneși, nici neroditori. Pentru că dacă suntem leneși și neroditori, atunci există o perioadă când Domnul face toleranța aceasta. De 3 ani vorbește Scriptura. Primul an, al doilea an, al treilea an. Și după aceea spune, ce nu i-aș mai fi făcut acestui pom? Trebuie, îl ține degeaba pe față pământului. Trebuie tăiat și scos să pară de acolo. Adică ocupă locul degeaba. Însă doresc ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Amin. Să fim oameni titanici a credinței. Prima dată, să avem ospitaliere în care să putem primi pe frați în Domnul și nu numai pe frați în Domnul. Există, spune cuvântul Dumnezeu, iubirea de frați și iubirea de oameni. Adică și pe ceilalți, dacă faceți bine, numai celor ce vă fac, nu la fel fac și fățarnicii. Păi că vine fratele meu, să fiți iubitori de oaspeți. O apărut fratele meu, fraților. Dar când vine cineva pe care nu știm, a, lasă, nu-i nicio problemă. Lasă, că l-a găzduit cineva, dacă se găsește. Dacă nu se găsește, doamne stradă, nu-i nicio problemă. Dragii mei, noi trebuie să fim niște frați în care să dovedim că suntem creștini, primul lucru. Doi, trebuie să dovedim că suntem frați cu Iisus. Amin. Dacă nu facem lucrurile acestea, noi nu suntem frați cu Iisus. Cum vă imaginați cuvântul acesta? Adevărat, adevărat vă spun, dacă nu urăște cineva, tată, mamă, atenție, asta vorbește Domnul, să urăște, tată, mamă, fiu, frate, soră, nu-i vrednic să vorbeze, dar în ce privință? În privința păcatului? Dumnezeu nu te pune că să urăști să mai vorbești cu soră ta, să mai vorbești cu frate tău, să mai vorbești cu mama ta, să urăști păcatul pe care se întâmplă. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să fim niște oameni în care să iubim și grăbim venirea Domnului Iisus. Glorificat să fie Domnul. Apoi, în pasul doi pe care face omul acesta, un lucru care e foarte important, când a văzut că toți cânteau și zicea, intrat să găzduiască în casa unui păcătos, vine partea omului. În momentul când omul se dăruiește, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, cui s-a iertat mult, va iubi mult, adică să face mult. Dar știi cum e problema? Dacă se poate, binele pe care facem e primit numai de la noi, de la păcătoși nu. Mai puțin de la păcătoși. Însă Domnul poate inversează lucrurile aici. Și spune, cui se iartă mult, va iubi mult.
Și Zacheu vrea să facă ceva aici. Adică oamenii ce să judece și să vorbească. Ăsta e păcătos? Cum de intra Domnul să găzduiască în casă la el? Și nu era prima dată. Domnul mai intră în casa unui om, la Simon și spune cuvântul lui Dumnezeu, cu o femeie păcătosă, altă femeie păcătosă, se aruncă direct la picioarele lui. În momentul când se aruncă la picioare, acum la o mă gândesc la partea din poporul Domnului, acei la evrei. Le era rușine să o prindă pe femeie, că nu avea voie normal să facă lucrul ăsta. Dar era rușine față de el să o prindă, să o scoată afară, de acolo, cum te-a rugat la picioarele lui. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că femeia aceasta face un lucru foarte interesant. Ea începe să plângă și din lacrimile acestea pe care curgeau, Dumnezeu le transformă în mir. Știi că lacrimile care curg înaintea lui Dumnezeu, pentru părere de rău, că asta s-a întâmplat la femeia aceasta. Pentru că spune cuvântul Dumnezeu, a început tot la fel să judece poporul și spune, dacă ar ști el cine-i femeia asta, nu știa Domnul cine-i femeia? Știa Domnul. Dar pe noi nu le știe Domnul? Ne cunoaște Domnul? Știe când păcătuim? Dar de ce când este vorba să ne ierte pe noi să aplice Domnul Harul și când este vorba să ierte pe alții să fie lege? De ce se întâmplă lucrul acesta? De ce nu vrem să acceptăm voia lui Dumnezeu așa cum este pentru toți, cum a făcut Dumnezeu? Mă rog ca Dumnezeu din cerul, fără ajute miluția aceasta. Femeia aceasta spune cuvintul lui Dumnezeu că plângea într-una, n-avea curaj să-și mărturisească. Normal, plângea să treacă pe la camera de mărturisire. Să-și mărturisească toate păcatele, pe urmă vii în fața slujitorilor să se roage pentru tine, să pună mâna peste tine și așa mai departe. Dar femeia aceasta, spune cuvintul lui Dumnezeu, n-a mai făcut. A evitat-i camera aceasta de mărturisire publică și a mărturisit-o prin lacrimi. Ați văzut că Domnul prin lacrimi, prin mărturisire de părere de rău. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, cine să lasă de păcat și îi pare rău de păcatul pe care l-a făcut, Domnul iartă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, că Domnul cunoaște pe femeia aceasta. Zice, Simon, de când am intrat în casa ta, nu mi-ai dat o cană cu apă. Dar femeia aceasta n-a încetat să-ți facă, să-ți spere picioarele și să-mi iugă cu mire. Dragii mei, cam cum este identitatea noastră cu Dumnezeu? Cam unde ne găsim noi? Omul acesta avea nevoie de iertare. Avea nevoie de mântuire. Dacă să faci toate aceste lucruri, trebuie să existe ceva din partea noastră. Aleluia. Trebuie să existe dovedirea aceasta de iubire de Dumnezeu. De aceea au spus că și el este un fiu al lui Avraam. Avraam avea iubire, avea dragoste. Spune cuvântul lui Dumnezeu, un alt pas pe care face aici. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis, după ce Domnul cunoaște cândul, după ce Domnul vorbește că vrea să stai în casa lui, după ce vrea de primirea lui Dumnezeu, nu-i zice Dumnezeu, băi, uite care e problema, fă și tu ceva pentru Domnul. Da? Noi avem tendința aceasta, după ce ne întoarcem, după ce ne pocăim, să le spunem noi, băi, fă și tu ceva pentru Domnul, să vadă frații ăștia că te-ai pocăit, că ești născut și tu de nou. Dar nașterea care o face Duhul, nu trebuie să-i spun eu. Nu-i trebuie să-i spună frații, slujitori. Nașterea din nou, când avem nașterea din nou noi, ne învață Duhul Sfânt ce trebuie să facem. Dacă ne învață Duhul Sfânt ce trebuie să facem, atunci, dragii mei, timpul să ne uităm în Evanghelie și în cuvântul lui Dumnezeu și ce spune Apocalipsa. Dacă ai greșit, dacă ai păcătuit, Domnul are ceva împotriva ta, întoarce-te înapoi, unde? La dragostea din tâi. Problema noastră este că ne-am pierdut dragostea din tâi, primirea de oaspeți. Am pierdut-o. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute în direcția aceasta. Să fim oameni primitori de oaspeți prima dată. Amin? Și să găzduim în casele noastre așa cum Avraam a găzduit fără să știe că găzduiește pe cine? Pe îngerii lui Dumnezeu. Iov spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă unul din miile de îngeri se găsește să mijlocească pentru un păcătos, dar ce credeți că vine un înger din cer să mijlocească pentru tine? Aici vorbește despre noi, cartea lui Iov. Și să găsește să mijlocească pentru un păcătos. Domnul îi va da mântuirea, spune. E timpul ca să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și să mijlocim înaintea Domnului ca Dumnezeu să lase mântuire. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Apoi cuvântul lui Dumnezeu spune felul următor. Părerea de rău și cei ce vrea să facă înapoi. Eu ce am luat vreau să dau înapoi. Nu e așa că noi trecem cu altceva. Când venim la Domnul, Domnul i-a dat tot trecutul, avem toate problemele,
Ai făcut toate lucrurile dacă Domnul a scris în Maioritării, nu mai este, omul ăsta a zis ceva. Vreau să dau înapoi tot ce am luat în plus, ce nu a fost a meu. Adică asta înseamnă recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Vreau să dau, dăruiesc totul înapoi. Și după ce dăruiește tot, acum vine cuvintul lui Dumnezeu. Domnul vede schimbarea în el. Când Dumnezeu vede schimbarea în noi, dragii mei, Dumnezeu face minuni pentru noi. Domnul pentru un om de popoare, spune cuvintul lui Dumnezeu. Pentru un om, Dumnezeu este în stare să facă orice lucrare. Caut un om care să stea unde? În spărtură. Un om caută Dumnezeu. Vrei să fii persoana aceea? Aleluia. Dacă vrei să fii persoana aceea, atunci e timpul și momentul în care să ridici mâinile către Dumnezeu. Dacă inima nu te osândește, mi-aduc aminte, în anul 2003, m-am pus pe genunchi în fața unui apor, la altar federat, la timpul de rugăciune. Și am ridicat mâinile către Dumnezeu și m-am rugat așa. Primite-mă unde vrei tu, dar să fii cu mine. Dacă vrei, du-mă unde vrei tu, dar să mă însoțești în tot unde voi călători. Să fii cu mine. Am văzut un cor de îngeri. Și a băgat la grobia. Era prezent cerul lui Dumnezeu. Și a spus, de azi înainte voi fi cu tine. Să ne ascunzi chemarea. Fă un negoț cu Dumnezeu și spune, Doamne, vreau să fac voia ta, Dumnezeu. Vreau să mă duc unde mă trimis tu. Nu-i nicio problemă. Că e rău, că e bine, mă voi duce. Dar vreau să fii tu prezent. Câți dintre noi nu călătorim fără să întrebăm pe Domn? Câți dintre noi ne ducem fără să întrebăm pe Dumnezeu? Câți dintre noi, după ce vine greu, ne pare rău și ne recunoaște și zice, Doamne, am păcătuit și ne întoarcem ca fiul risipitor. Și ne folosim de pilda aceasta de fiul risipitor și începem să spunem lucrurile, îmi pare rău, vin să-mi cer iertare. Nu-i rău lucrul acesta. Dar de ce să se întâmple lucrul acesta? De ce să nu-ți vorbească Dumnezeu înainte și să spună, voi fi cu tine? Lui Saul îi spune cuvintul lui Dumnezeu, lui Pavel, în mirțul nopții se prezintă îngerul lui Dumnezeu lângă el. Și îi spune, Saule, să nu-ți fie frică să mă mărturisești. Aleluia. Eu voi fi cu tine. Aleluia. Atunci când îngerul lui Dumnezeu se prezintă lângă tine, atunci când Domnul este de partea ta, să nu-ți fie frică. 1000 să fie la stânga și 10000 la dreapta ta. Dar de Iisus nu se apropie nimeni. El e izbăvitorul și vindecătorul. De El se apropie doar poporul răscumpărat de El. Lăudați să fie Domnul. Vrei să faci parte din răscumpărații Domnului? Mai întâi pocăință, recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Și în felul acesta Dumnezeu vă dai izbăvire și vindecare. Lăudați să fie Dumnezeu. Și apoi spune cuvintul lui Dumnezeu. Astăzi a intrat mântuirea și în casa aceasta. Pentru că Zacheu face personal, vorbește de el. Dumnezeu se uită și la familia lui. Atunci când tu faci ceva personal, Dumnezeu se uită și la soția ta, și la copiii tăi, și la rudinile tale. Și Dumnezeu intră cu mântuirea. El e Dumnezeu, vă dați să fie Domnul. Vrem ca Iisus să treacă prin casele noastre. Vrem ca Iisus să aducă mântuirea în casele noastre. Și apoi spune cuvintul lui Dumnezeu și cu asta vreau să închei. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut. Ai fost și tu și eu un suflet pierdut. Fiul lui Dumnezeu te-a găsit. Dacă te-a găsit, răspunde-i la chemare și la cuvântul lui Dumnezeu. Răspunde-i la mesajul pe care Dumnezeu te cheamă, la lucrarea pe care Dumnezeu te-a chemat. Nu face ca Iona. Când Dumnezeu îți vorbește și te așează de lucrare, nu-ți lua biletul că te tars. Am trăit odată experimentul acesta. Eram în România și frate, au spus, frate, s-a început stăruința după Duhul Sfânt. Aveam nevoie așa de mare din tine, rămâi cu noi. Și mi-a luat bilet să plec spre Portugal. A spus, nu pot, frate, nu era asta la mijloc. Era dorința mea de merge cu frații de acolo. Dar n-am întrebat pe Domnul lucrul acesta să mă duc sau să nu mă duc. Și strință fraților spunea în felul următor, frate, întreabă pe Domnul, să vezi că eu cred că e voia lui Dumnezeu să rămâi aici. Și mi-a luat biletul, ca eu dacă de tas. Am călătorit cu avionul din 2002, călătoriți cu avionul foarte mult. Până la Nord America și înapoi și toată Europa. Însă, dragii mei, de data aceea s-a întâmplat un lucru diferit.
Când am ajuns în Paris, în Franța, s-au uitat cel de la ghișeu la mine, trebuia să fac schimb de avioane, s-au uitat la mine și mă uitam la el, ce s-au uitat așa de pe la mine, că domnit prima dată când mă duc și când vin. Și a spus, ne pare rău, domnule, dar trebuie să vă întorceți înapoi în România. Și a spus, nu se poate. Și a spus, vreau să-mi aduceți pe cineva aici în ele, un responsabil și vreau să vorbesc cu el. Și a spus, vă aducem și un avocat dacă e nevoie. Vă rog frumos. Și-a dus acolo și timp de 2 ore. Am stat să negociez cu ei și să spun ce s-a întâmplat și a spus, nici noi nu știm. Dar sistemul ne arată că există o problemă pe numele tău și tu trebuie să te întorci înapoi cu primul avion, trebuie să te punem în România. Îți vom da pașaportul la pilotul de la avion și înapoi în România. Și când ne-am întors înapoi în România, Dumnezeu s-a atins de 40 de suflete. Aleluia! Avea nevoie de Dumnezeu. Și am înțeles că biletul nu mi-l iau eu când vreau. Biletul sunt ei când Domnul vă dă. Dacă îți iei biletul fără aprobare lui, s-ar putea să dai creș. În ziua aceasta, vrem să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și vrem să-i spunem, Doamne, în călătoria pe care îți dă față, în lucrurile, deciziile pe care vreau să le iau, aș vrea un răspuns din partea ta. Tu ești Dumnezeul răspunsurilor. Tu răspunzi la fiecare lucru și vreau un răspuns din partea ta. Dacă n-ai un proroc care să vorbești, dacă n-ai un păsător pe care să vorbești, tu știu că noaptea, când Domnul doarme într-un somn adânc, te cobori lângă El, vorbește personal. Dumnezeu nu stă nepăsător, cu inimă doritoare care vrea să vorbească Dumnezeu. De ce vă invit să ne ridicăm în picioare? Dorim să ne rugăm în direcția aceasta, ca Dumnezeu din ceruri să ne răspundă la rugăciunile noastre. Dumnezeu din cerul să răspundă la cerurile noastre, iar noi să fim niște oameni care să spunem, Doamne, vrem să facem voia Ta. E foarte important mesajul de astăzi pentru tine și pentru mine personal. Vrei ca să treacă Iisus prin casa ta? Atunci, numele mesajului de astăzi este, vreau să se oprească Iisus și în casa mea. Dacă vrei să se oprească Iisus în casa ta, fă-i voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va face minuni pentru tine. Pentru că Domnul e Cel care binecuvintează. Dumnezeu e Cel care dă izbăvire. Am crezut într-o vreme că muncă și cei ce agonisește tot. A lucrat 17 ore pe zi. 17 ore pe zi a lucrat în Portugalia. Mă trezeam dimineața la 5:30 și până la 12 noaptea. Lucram 17 ore de muncă făceam pe zi. Și am crezut că banii aceștia o să facă ceva. Și mi-a arătat Dumnezeu că banii aceștia s-au dus într-o clipă toți. Dar a lucrat mai puțin pentru mine. A lucrat 6, 7, 8 ore. Și Dumnezeu binecuvântat și s-a plinit cuvântul. Degeaba vă treziți din zi dimineață și vă culcați târziu. Asta făceam eu. Căci prea iubiților lui, Dumnezeu ne dă pâinea ca soare. Dacă vrei să fii binecuvântat de Dumnezeu, ne rugăm în rugăciunea aceasta și spune, Doamne, vreau un singur lucru să fac voia Ta, Dumnezeule. Ne rugăm Tatălui, Tatăl din ceruri.